Xiaomi 13 Pro este aici. Noul flagship al brandului chinez a fost lansat oficial și în Europa, iar acest model este clar poziționat în piață drept un model concentrat pe camera foto. Sigur, acesta este echipat cu unul dintre cele mai performante ecrane din piață, alături de cel mai puternic chipset de la Qualcomm, însă cel mai important aspect pe care Xiaomi îl pune în față este camera. Acesta este primul model cu senzor de 1 inch care se lansează în Europa. Desigur, la fel ca flagship-urile anterioare de la Xiaomi, și 13 Pro este co-dezvoltat în parteneriat cu Leica, dar de această dată vorbim probabil de cea mai strânsă colaborare dintre un brand de telefoane și unul de camere atunci când Xiaomi a realizat planurile lui 13 Pro, camera foto cu siguranță a ridicat destul de multe probleme. În primul rând, pentru că senzorul de 1 inch are nevoie de un obiectiv semnificativ mai mare decât cele de pe camerele tradiționale de telefoane. Astfel, Xiaomi a trebuit să gândească o insulă pentru camere mult mai mare, care acoperă mai mult decât jumătate din lățimea dispozitivului. Aici sunt integrate toate cele trei camere, alături de un blitz care probabil că nu va fi utilizat foarte mult. Modulul este destul de mult în relief, cam încă jumătate față de grosimea telefonului și se simte greu în mână. Telefonul este clar mai greu în partea de sus decât în partea de jos din acest motiv, așa că este nevoie de puțin timp de ajustare pentru a balansa acest telefon fără să-l scapi din neatenție. Construcția telefonului este premium și poate chiar încă peste acest nivel, Asta pentru că pe lângă aluminiul lucios de pe margini și sticla Gorilla Glass Victus de pe ecran, spatele este realizat din material bioceramic. Acesta este folosit în principal în domeniul medical pentru a repara oase rupte, dar se pare că este destul de potrivit și pentru a proteja spatele unui telefon. Acest spate este însă extrem de lucios, iar pe culoarea neagră pe care am testat-o atrage imediat particule de praf și amprente. Un astfel de capac va fi însă mai greu de zgâriat decât unul din sticlă, dar s-ar putea ciobi în cazul unui impact cu solul. Din fericire, Xiaomi 13 Pro vine cu măsuri de protecție în pachet. Ne-am obișnuit să nu mai vedem accesorii în cutiile flag și purilor, dar Xiaomi încă n-a primit mesajul pe care Samsung și Apple îl tot răspundesc. Astfel, Xiaomi 13 Pro este livrat atât cu o folie pe ecran, cât și cu o husă din silicon în pachet. Protecția este minimă, însă este de ajuns pentru a ține telefonul câteva zile protejat până găsești în magazine o soluție mai sănătoasă de protecție. Și tot în pachet este și încărcătorul rapid, dar care rămâne la 120W, la fel ca anul trecut. Nu că m-aș plânge. Oricum, de la 50-60W în sus, viteza de încărcare este foarte rapidă, iar la 120W de poți încărca telefonul aproape imediat. Unul dintre primele elemente care demonstrează că Xiaomi nu se joacă atunci când spune că modelul 13 Pro este un flagship veritabil, este ecranul. Dacă există vreo caracteristică pentru ecrane de smartphone, acesta le integrează. Avem un panel OLED mare, de 6,73 inch, cu rezoluție QHD+, Refresh rate variabil între 1 și 120 de Hz, dar și o luminozitate aproape record, un maximum de 1900 de nits cu 1200 pe întregul ecran. Cu siguranță nu vei avea probleme în lumină puternică cu acest model, întrucât acesta include un așa numit sunlight mode. Desigur, telefonul recunoaște toate standardele HDR, precum Dolby Vision, HDR10 și HDR10+, sau HLG. Chiar și așa, nu pot să nu mă plâng de faptul că acesta este curbat la margini și că nici Xiaomi nu livrează telefonul pe rezoluție maximă sau pe un profil de culori natural. Este greu de înțeles de ce companiile decid pentru mine că nu am nevoie de întreaga rezoluție sau de culorile naturale pe care acesta le poate oferi. Mai ales că acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care cumperi un telefon de top, pentru că vrei ca totul să fie la cel mai înalt nivel. Dacă, în schimb, problema este consumul de baterie, poate că Xiaomi și celelalte companii care aplică astfel de limitări din fabrică ar trebui să lucreze fie la eficiență, fie să nu mai integreze astfel de rezoluții pe ecrane de mobil. Din experiența proprie, diferența între Full HD Plus și QHD pe telefoane este insesizabilă. Fiind echipat cu Snapdragon 8 Gen 2, avem deja o idee despre nivelul de performanță pe care Xiaomi 13 Pro trebuie să l ofere. Am testat săptămânile trecute Galaxy S23 Ultra de la Samsung cu o versiune specială a procesorului și noul OnePlus 11 cu un chipset 8 Gen 2 standard. Ambele modele testate anterior au confirmat faptul că avem de-a face cu cel mai puternic chipset de pe Android, dar și cu unul dintre cele mai fierbinți din piață. Se pare că și Xiaomi a ajuns la o concluzie similară cu OnePlus și a decis să limiteze performanța telefonului din Fabrică. Inițial am rulat câteva teste și am observat că scorurile erau prea mici. Am săpat puțin prin setările MIUI și am observat că în meniul baterie telefonul era setat implicit pe un profil de performanță balansat. Mutarea pe modul de performanță a deblocat adevăratele capabilități ale procesorului, dar au evidențiat și motivul pentru care Xiaomi a recurs la astfel de practici. Sistemul de răcire integrat de companie nu poate face față testelor. Pentru teste scurte, acesta atinge scoruri comparabile cu OnePlus 11 și Galaxy S23 Ultra, dar spre diferență de acele modele, 13 Pro de la Xiaomi nici măcar nu reușește să termine testul de stres Extreme din 3D Mark. Telefonul se încinge atât de tare încât închide aplicația înainte ca testul să ajungă la final, iar la atingere este de-a dreptul fierbinte după această încercare de test. Pe de altă parte, chiar dacă Pare un mare dezavantaj, în realitate nu este chiar așa. Da, este oarecum dezamăgitor să cumperi un dispozitiv performant și să nu poți să-l împingi la limitele performanței hardware, dar totodată sunt puține cazuri reale care pun atât de multă presiune pe un chip de mobil. În majoritatea cazurilor, performanța de pe profilul balansat, cel implicit, este mai mult decât de ajuns, iar în testul de stres nivelul de performanță rămâne pe la 95% după jumătate de oră. Asta nu înseamnă că Xiaomi va primi laude, având în vedere că alte modele terminau totuși testul. Trebuie doar să înțelegem că acest model este special tunat pentru a rula pe setările implicite ale telefonului, iar personalizările, la nivel de performanță, nu pot oferi rezultate optime. Cu încărcare la 120 de W, care asigură alimentare completă de la 0 la 100% în doar 20 de minute, autonomia nu este o problemă mare pentru Xiaomi 13 Pro. Totuși, dacă nu vrei să cari cărămida de alimentare după tine, cel mai bine este să nu umbli la setările despre care am vorbit anterior. Full HD cu profilul balansat ar trebui să fie de ajuns pentru o medie de, să zicem, două zile de utilizare pe acumulatorul de 4820 mAh integrat. Imediat ce treci pe High Performance, bateria parcă se topește chiar și în standby. Folosiți acea opțiune pe propria răspundere. Dar Xiaomi are și încărcare wireless, ceva ce nu mai pare tocmai util, având în vedere puterea multor încărcătoare de acest fel, care se oprește cam pe la 15W. Xiaomi oferă încărcare wireless la 50W, dar doar cu încărcătorul său proprietar, ceea ce aproape că asigură că nimeni nu va beneficia de această capabilitate, nefiind un standard public, iar încărcătorul necesitând cumpărare separată. Singurul avantaj real al încărcării wireless pe acest model este încărcarea în sens invers la 10W, de ajuns pentru a alimenta un ceas sau o pereche de căști sau un alt telefon într-un caz de urgență majoră. În ciuda designului elegant și performanței înalte, un element care ar putea ține departe o parte din posibili clienți de acest telefon este MIUI 14. Interfața Xiaomi a fost criticată de mulți utilizatori de câțiva ani deja și pe bună dreptate. La nivel de interfață avem de-a face cu o de iOS, să zicem. Inclusiv meniul Control Center de la Apple este reprodus pe telefoanele Xiaomi de câțiva ani deja, cu o interfață foarte, foarte similară. Astfel, utilizatorii de Android de la alte companii sau chiar de la Google trebuie să se adapteze la un nou mod de utilizare cu două meniuri în partea de sus. Unul strict pentru notificări, central și unul pentru setări rapide în dreapta. Există un grad destul de mare de personalizare a interfeței, dar majoritatea celor care cumpără un telefon își cam doresc unul care să meargă așa cum se așteaptă din prima și apoi să mai modifice niște mici lucruri dacă este nevoie. Măcar la nivel de suport software știm că Xiaomi livrează 3 ani de actualizări de sistem și 4 ani de securitate. Totuși, uneori actualizările de sistem vin sub forma unor update-uri de MIUI, nu de Android, așa că e mai mult după noroc. Există în prezent telefoane cu MIUI 14 care încă folosesc Android 12, de exemplu, chiar dacă altele au aceeași interfață pe Android 13. Poate că a venit momentul ca și Xiaomi să se alinieze la practicile liderilor din industrie, dacă dorește să-și facă loc printre ei cu măcar 4 ani de actualizări de Android și 5 de securitate, cel puțin pe flagship-uri. Xiaomi obișnuiește să integreze tehnologii noi, dar nu pare să le perfecționeze prea des. Senzorul de amprentă este unul dintre acestea. Avem de-a face cu un senzor optic integrat în ecran, care funcționează bine în multe situații, dar nu în toate. Deși senzorul este permanent activ, chiar și atunci când ecranul este oprit și de obicei răspunde perfect la atingeri, am avut probleme, în special pe timp de noapte, când am ieșit să fac poze. Nu este clar dacă problema apare de la frig sau de la lipsa luminii, dar senzorul de amprentă noaptea afară, pentru mine cel puțin, nu răspundea la comenzi decât după mai multe încercări. Imediat ce am ajuns înapoi acasă, acesta a funcționat corect. Poate că problema poate fi rezolvată din software, dar este important de menționat și că am avut un model de prelansare care ar putea să nu includă software-ul original, deci unitățile finale s-ar putea să nu fie afectate de această problemă. Xiaomi rămâne însă unul dintre brandurile care încă oferă un port infraroșu pentru funcții de telecomandă. Astfel, fără a avea nevoie de un sistem smart home, poți să-ți controlezi televizorul sau aerul condiționat direct de pe Xiaomi 13 Pro și mi-ar plăcea să văd astfel de senzori și pe mai multe telefoane. Sistemul audio stereo este însă unul doar ok, Apropiat de cele ale altor flagship-uri, însă nu la fel de performant, iar performanța apropiată se datorează doar faptului că este ajutat la procesare de Dolby Atmos, codecul faimos care face sunetul ceva mai bine balansat și oferă multiple profiluri de ascultare. Recomand profilul Music față de cel dinamic care vine standard, care pare să împingă în altele un pic prea sus. Fără Dolby Atmos, sunetul este foarte slab, deci această opțiune va trebui să rămână pornită tot timpul. Din fericire, ea vine măcar activată din fabrică. La capitolul cameră, Xiaomi 13 Pro setează un nivel mare de așteptări în primul rând datorită listei de specificații hardware care pune la loc de cinste acel senzor Sony IMX989 de 1 inch și parteneriatul cu Leica, desigur. Toate cele trei camere de pe acest telefon au rezoluție de 50 de megapixeli, fiecare promițând propriile avantaje. De exemplu, camera principală se laudă cu stabilizare optică Hyper OIS, diafragmă foarte deschisă f1.9 și multe funcții software pentru a capta cele mai bune cadre foto și video. Camera ultra-wide are o deschidere foarte mare de 115 grade, în timp ce zoomul optic 3.2X beneficiază de o așa numită lentilă plutitoare cu stabilizare eficientă. Toate beneficiază însă de două stiluri fotografice Leica, unul numit Leica Authentic și unul numit Leica Vibrant, care este destul de clar ce fac încă din nume. Unul încearcă să capteze realitatea așa cum este, naturală și autentică, în timp ce celălalt adaugă un plus de culoare în imagine. Trebuie să recunosc că, deși aveam așteptări ridicate, iar hardware-ul de fotografiere prezent pe acest telefon este cu siguranță unul dintre cele mai bune din piață, software-ul pare să fie cel care ține acest telefon în urma altor branduri la capitolele de captură foto- și video. Pe timp de zi, în zona de flagship, este greu să nu vii cu performanțe de top. Camera ultra-wide, de exemplu, reușește să capteze detalii foarte bune, deși zonele întunecate sunt parcă uneori prea întunecate. Am observat că același lucru este valabil și pentru camera principală, iar la o investigație mai atentă am concluzionat că este vorba despre stilul Leica Authentic, care preferă imaginile cu un contrast puternic și scoate în evidență anumite detalii astfel. Aici cred că rămâne la latitudinea utilizatorului să decidă dacă își dorește imagini mai degrabă de tip HDR, unde umbrele sunt ridicate pentru a păstra mai multe detalii în acestea, sau dacă stilul cu umbre mai întunecate este potrivit mai degrabă preferințelor sale. Din păcate, nici măcar modul vibrant nu rezolvă această problemă. De asemenea, uneori am observat situații în care expunerea nu era calculată corect, telefonul având tendința să supraexpună în situații cu multă umbră. La capitolul zoom Xiaomi 13 Pro are două opțiuni: un crop pe senzorul principal cu zoom 2x, care scoate rezultate neașteptat de bune, uneori parcă detaliile fiind chiar mai bune decât pe modul wide 1x, foarte ciudat. Dar un zoom intermediar de acest gen este însă mai degrabă util din când în când decât la o utilizare zilnică, să spunem. E bine totuși că există. De altfel, zoomul 3.2x optic este unul dintre cele mai bune din piață la această distanță focală, în special datorită diafragmei f2.0 cu deschidere mare, care permite unei cantități mai mari de lumină să ajungă la senzor. Sunt însă câteva lucruri de la camerele lui Xiaomi 13 Pro care nu sunt la fel ca pe alte modele. De exemplu, modul portret folosește un sistem software numit Master Lens System, care imită trei lentile de pe aparatele foto Leica. Avem un mod de 35 de mm alb-negru, un mod de 50 de mm numit Swirly Bokeh care face luminițele din fundal să iasă mai mult în evidență, camera de 75 de mm cu zoom 3.2x, dar și un mod de 90 de mm numit soft focus, care oferă o anumită tentă artistică, dar care mie personal nu mi-a plăcut. Și se laudă cu o bună separare a subiectului de fundalul blurat și într adevăr reușește să facă asta atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Totuși, calitatea portretelor pe timp de noapte este scăzută de multe ori, acestea fiind nefocalizate corect sau cu zgomot mare de imagine. Focalizarea pe timp de noapte pare să fie o problemă pentru întregul sistem de camere de pe Xiaomi 13 Pro, chiar dacă este foarte rapid în lumină bună. De altfel, distanța de focalizare este foarte mică, deci modul macro este printre cele mai bune din piață, dar sunt puține cazuri în care vei folosi în mod realist acest mod. Fotografia nocturnă este însă un alt subiect unde Xiaomi 13 Pro încearcă să facă ceva diferit cu ajutorul Leica, dar pare că nu reușește să impresioneze. Compania spune că sistemul său de camere oferă un nivel de zgomot de imagine redus pe timp de noapte și chiar așa este, dar și nivelul de detalii vizibile scade. Asta pentru că Xiaomi preferă să păstreze atmosfera originală a cadrelor, fără să crească prea mult luminozitatea prin procesare. La acest capitol voi spune că este mai degrabă vorba despre preferințe. Pentru unii s-ar putea ca aceste cadre să fie preferabile față de cele care transformă noaptea în zi, precum un Samsung, de exemplu, dar un punct pro pentru modul nocturn de la Xiaomi este faptul că sistemul foto chiar folosește pe bune camerele dedicate pe modul nocturn și nu face crop pe senzor la zoom, de exemplu. Un dezavantaj al acestui proces este faptul că balansul de alb este diferit pe fiecare cameră în parte. Astfel, cadre realizate în același loc la câteva secunde de distanță pot arăta complet diferit în funcție de camera folosită. Eu sper totuși ca măcar o parte dintre aceste probleme să fie rezolvate prin software, întrucât atunci când totul funcționează bine, imaginile de pe Xiaomi 13 Pro sunt într-adevăr foarte bune. Nici de filmarea pe Xiaomi 13 Pro nu pot să spun că am fost impresionat. Pe timp de noapte scoate rezultate peste medie, însă mă așteptam la mai mult de la un telefon de top în astfel de condiții. De asemenea, noaptea se văd reflexii ale luminilor din jur în lentilele camerelor, ceea ce ar putea fi deranjant pentru mulți utilizatori. Iar ziua, nivelul de detalii în filmare 4K mi se pare destul de scăzut în comparație cu Samsung sau Apple, care sunt lideri pe acest segment. Este interesant însă că Xiaomi oferă și filmare în format log pentru dynamic range ridicat și colorizare avansată, direct în modul Pro al camerei mi dori astfel de funcții și de la alți producători mari, dar doar la câțiva producători mai mici am observat asta. Stabilizarea este bună, dar nu la nivelul Samsung, iar modul dedicat de filmare cu stabilizare electronică este limitat doar la Full HD în 30 de cadre pe secundă, pe când alții au trecut deja la peste 2.5K și 60 de cadre pe secundă. Astfel, Xiaomi 13 Pro rămâne un telefon ok pentru fotografie, dar nu este la fel de bun și pentru filmări. Xiaomi 13 Pro încearcă să concureze cu giganți ai industriei precum Galaxy S23 Ultra sau iPhone 14 Pro Max și, din punct de vedere hardware, construcție și specificații, reușește să le ajungă din urmă și pe alocuri chiar să le depășească. Totuși se văd anumite stângăcii care nu ar trebui să existe pe telefoane premium de peste 1000 de euro. Vorbim despre un software care încă nu este foarte bine pus la punct, camere inconsistente, în ciuda senzorilor mari, dar și probleme de răcire și performanță pe care nu le-am mai văzut pe alte modele cu configurații similare. Acest telefon poate fi o alegere bună pentru cei care sunt deja fan Xiaomi și care vor ceea ce are cel mai bun de oferit acest brand sau pentru cei care vor ceva diferit față de alternativele mai mainstream din topurile de vânzări. Recunosc că mă așteptam la rezultate mai bune pe partea de foto, de la un senzor de un inch pe un telefon, de altfel primul pe care am avut ocazia să-l testez. Aici este în evidență faptul că hardware-ul de top nu este de ajuns fără un software la fel de bine pus la punct pentru a profita de tot ceea ce are de oferit acesta. Sper doar că Xiaomi să poată regla neajunsurile pe parcurs prin update-uri de soft. Acestea fiind zise, vă invit să lăsați un like dacă v-a plăcut acest material și să vă abonați la canalul nostru de YouTube dacă nu ați făcut-o deja, unde urmează să vedeți noi review și materiale video. Nu uitați să ne urmăriți și pe platformele de socializare din descriere și să ne vizitați zilnic pe goforit.ro pentru știri zilnice din domeniul tehnologiei. Eu sunt Cătălin Nițu, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și data viitoare tot aici pe GoForit. La revedere!